Câți ani ai? 84. M-a prins. Astea sunt lemnele toate din casa veche. Acolo, toate care a rămas cenușa. Mi-a ars pomii, mi-a ars tot. De se vedea ars la fel, acolo unde era la fel. De la casă, de la bucătărie, de la toate anexele care sunt și au rămas și ce au rămas de la foc. S-a dus. Nici nimic nu mi-a rămas. Dumnezeu a fost ars la mână. Ars la mână și la picior și la spate. Ai încercat să salvezi? Da. Vaci, porci, capre. Și cai? Și cai. Avem și pe aia, uitați-mă. Doi porci și cu mânzată. N-am putut să mai salvez. Ce ai reușit să salvezi din casă? Din casă eu n-am reușit să salvez nimic. Și acte, tot mi-a ars. Salutare, prieteni ai Asociației Speranță pentru România! Am ajuns astăzi în Zmadovicioara, în județul Dolj, acasă la familia Vasilescu. Lângă mine este bunicul Ion și Nicolai, este nepotul domnului Ion. Din păcate, familia aceasta a trecut în urmă cu câteva luni de zile printr-o tragedie, pentru că întreaga lor gospodărie a fost distrusă într-un incendiu. Practic tot ce au avut, întreaga goniseală, toată casa, inclusiv fânăria, inclusiv animale, totul a fost distrus, da. Până și pomii, da, care erau aici în curte. Acum, cu ajutorul primăriei din localitatea Secu, din comuna Secu, și cu ajutorul sătenilor, s-au strâns fonduri și s-a construit această casă cu două camere și le mulțumim pentru implicarea lor. Astăzi sunt la familia aceasta pentru că ei ne-au cerut ajutorul ca să poată să ducă o viață mai bună, mai decentă. Familia și-a pierdut în incendiu toată agoniseala, inclusiv animalele, și Nicolae și-ar dori foarte mult să aibă un cal, pentru că el muncea cu ziua prin localitate cu acel cal și avea o sursă de venit. Aici nu sunt locuri de muncă, zona este foarte izolată și calul era pentru el sursa lui de venit. Nicolae are un ajutor social de la primărie. Nicolae, cam cât este ajutorul social pe lună? 400 de lei, are și doi copilași, este căsătorit, locuiește cu soția și cu bunicul aici acum în noua locuință. De aceea calul le va fi de foarte mare ajutor. De asemenea, au nevoie de două sobe. Aici unde sunt, în această cameră, au o sobă foarte veche. Îmi spunea bunicul Ion că de când era el copil e soba aceasta. De aceea, haide să le cumpărăm și două sobe pe lângă calul despre care am vorbit. De asemenea, aș dori ca pe un an de zile să ajutăm această familie să le asigurăm lună de lună alimentele de care au nevoie ca să nu ducă lipsă de nimic până când își vor reveni la o viață mai bună și să poată să se restabilească. De asemenea, dragii mei, au nevoie de animale și ar dori să aibă mai multe animale. De exemplu, Nicolae ne spunea de o vacă, ca să poată să aibă, așa cum am spus, și o sursă de venit și o sursă de hrană pentru copilași. Intrați chiar acum pe site-ul nostru speranța.pentru-romania.ro. Am deschis acolo o campanie de strângere de fonduri pentru familia Vasilescu. Puteți intra, puteți face donații și cu ajutorul dumneavoastră vom reuși să schimbăm această familie. Doamne ajută și mulțumim pentru donații!